Comisarul sectorului 3, Robert Negoiț, a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar privind contractul de salubritate din sector. Edilul e acuzat de abuz în serviciu după ce ar fi propus spre vot Consiliului Local un act adițional care prelungea în mod nelegal pentru încă 10 ani contractul de salubritate care asigură serviciile în sector. Primarul mai e acuzat că ar fi șters în mod ilegal anumite obligații de plată care reveneau acestei societăți. Odată cu Robert Negoiță sunt inculpați în dosar și mai mulți directori din primăria sectorului 3.